Această dimineață am prezentat concluziile raportului managerului spitalului, care și-a înaintat demisia în această dimineață. Este vorba de o proastă organizare a activității medicale, privind normarea personalului, privind structura unității medicale. De asemenea, managerul are printre atribuții și atribuția de a vega la acordarea actului medical de calitate, la timp, corect, concret. Mă refer la modul de organizare a concursurilor, mă refer la modul de organizare a structurii cu paturi a spitalului, adică dacă într-un compartiment un număr de paturi nu mai este suficient, atunci o reorganizare a structurii poate să aducă în plus paturi în acel compartiment și să scadă dintr-un compartiment care nu are atât de mult de adresabilitate.